Imnul Eurovizionului moldovenesc face isterie pe internet. În doar câteva zile, piesa a adunat 9.000 de vizualizări pe YouTube, iar interpretul Pavel Turcu, un paznic din Ungheni, a devenit peste noapte vedetă. Fiecare blogger moldovean a ținut să scrie despre el, iar pe rețelele de socializare se duc discuții aprinse pe marginea piesei. Proaspătă vedeta a ieșit astăzi pentru prima dată în fața camerelor. De 3 zile lumea toată este emoționată. Cine oare, cine oare este starul cel mai mare? Eurovision, lume multe, lume bună. Eurovision, doar odată n-a răsună. Pavel Turcu s-a înscris cu această piesă în concursul național Eurovision și pare să fie foarte sigur pe șansele sale. Eu cred că câștigă cu această piesă preselecție. Și... De ce crezi? De ce crezi? Anume că este scrisă, eu, intenția mea a fost scrisă pentru Eurovision. Pavel spune că ideea de a face o melodie pentru Eurovision i-a venit încă acum câțiva ani. Muza însă l-a vizitat abia în septembrie anul trecut. Doar 5 minute am compus această melodie. Așa. Și textul? Textul a fost scris într-o sutcă, cum s-a spune. Biografia proaspetei vedete este una cât se poate de comună. Are 35 de ani, este însurat și crește 2 copii. Este lemnar de profesie, dar își câștigă pâinea lucrând ca paznic la un supermarket din Ungheni. Cu imnul Eurovision, viața lui s-a schimbat. Că la supermarket lucrez în Ungheni, sunt persoane care s-au apropiat și zic, spune că ea, că am văzut deci pe site și se bucură foarte mult de această piesă, de acest succes. Nu ți-au cerut autografe? Deocamdată nu. Plasată pe YouTube, piesa Imn Eurovision a adunat în doar câteva zile aproape 9.000 de vizualizări. Pe același site găsim deja și un filmuleț despre noul star. Denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. Incoming mail. Denna människa som ger oss ett alternativ till likriktning och kortsiktighet. Bloggerii moldoveni au început o adevărată campanie de promovare. Pavel Turcu, superstar, isterie imnului Eurovision. Pavel Turcu, sunt a ta, titrează internauții, oamenii de rând, dar și persoane publice. Mai mult, câțiva blogeri au creat și un grup de inițiativă. Suntem peste 20 de oameni îndrăgostiți de piesa lui Turcu, pentru că ne cucerim în sinceritatea acesteia, intenționăm să-i facem și un videoclip. Eurovision, lume multă și frumoasă, Eurovision, melodia ce aleasă. Pavel Turcu este unul dintre cei 29 de artiști înscriși în concursul național Eurovision din acest an.